Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, revenim la incidentul absolut ireal, suprarealist de luni după masă, de pe Autostrada Soarelui, mă rog, de pe bucata aceea, Autostrada A4, care este cumva pe centura Constanței, în care zeci de șoferi au întors mașini pe autostradă pentru că nu au vrut să stea la coadă. Când m-am uitat la un moment dat, erau mai multe mașini care circulau pe contrasens exact. Decât cele care mergeau pe sensul normal. Asta da. A fost și ideea, mă. De mers. Pe sensul opus era destul de liber. Nu, de-aia și eu și că dacă ar fi fost aglomerat sensul, evident că nu mai aveau cum să întoarcă și să o apuce pe contrasens. Dar au profitat de faptul că veneau puține mașini din direcția opusă și au zis că fac o românească frumoasă și repede să iasă din ambuscadă. Da. Mergi pe autostradă, vezi că în față este blocaj. Hai, nasol, hai să întoarcem. Hai să întoarcem. Întoarcem și nu știu ce. Da. Sunt zeci și zeci de mașini, cum spuneam. Un șofer care a fost acolo zice așa, primele 15 mașini mi s-a părut o fi ceva dirijat de cineva. Deci poate că a intervenit autoritățile, a aterizat vreun elicopter și i-au pus să întoarcă. Au numărat cel puțin 100 care făceau chestia asta. Întorceau brusc, iau calea oricui, numai să întoarcă și ei din timp. Și acum, filmările circulă în spațiu public, se văd și numere de matriculare, adică sunt relativ ușor de identificat persoanele care au făcut chestia asta. Întrebarea e ce va putea face poliția. Poliția a anunțat că îi caută și că o să le suspende permisele și nu știu ce. Dar, după părerea mea, asta este din nou o vrăjeală pentru presă. Pentru că poliția, după ce apar niște imagini în spațiu public, spune noi reacționăm și ridicăm permisele. Ceea ce probabil că se și întâmplă. Îi cheamă pe aia care au comis contravenția respectivă, îi sancționează cu suspendarea permisului. După care oamenii respectivi se duc în instanță, contestă măsura. Crezi și spun, crezi că scapă? Da, evident că scapă, pentru că așa scrie la lege. Contravenția se constată de către agentul constatator. Nu e vorba de camere omologate, cum se spune, că nu e camera omologată dacă filmezi din mașină, dacă ai camera de bord. Și tu nu ești agent constatator. Și asta cade în propria plasă, practic. Cine? Autoritățile. Da, nu știu dacă... E discuția noastră mai veche de aici, da. Că nu au un cadru legal da. Cum ar trebui să fie. Adică poliția reacționează de gura lumii. Să faceți da. Și noi ceva. Hai, mă ridică-le permisul, oricum se duc în instanță. Cred că am văzut serios la televizor. Vom sancționa 60 de zile ridicarea permisului de conducere. Ei pot dispune măsura asta. Nu e o problemă, ei pot dispune această măsură. Au făcut ce le stă lor în putință, dar după aceea legea le dă dreptate celorlalți. Păi stai puțin din acest motiv, că contravenția respectivă nu a fost constatată de agentul constatator. Da, sunt camere pe autostradă, din cele nu sunt omologate? Acum nu știu dacă ori filmat cu camere de autostradă, de pe autostradă sunt alea pentru roviniete, nu cred că alea filmează video, alea cred că fac fotografie. Poze, de buletin. Da, fac poze, acolo te pozează când treci dacă, și verifică după aceea automat dacă ai rovinieta activă. Păi atunci înseamnă că... Și camerele nu sunt peste tot. Genul ăsta de infracțiune, da, e o intersecție acolo, mă gândesc. Contravenție. Contravenție. Înseamnă că poți să comiți chestia asta oricând. Da, foarte, foarte interesantă nuanța. Dacă este infracțiune, atunci filmările ambientale, adică filmările din jur făcute de oricine, sunt examinate de judecător și sunt luate în calcul. Sunt probe în cazul unei infracțiuni. Și asta este, intră în codul penal și codul penal are alte prevederi. Adică sunt dovezi de deci, la locul faptei. Practic trebuie să se întâmple ceva. Cam dacă... e tentativă de omor acolo. Ai văzut imaginile, e unul care întoarce la un moment poate dat atât așa. De brusc, da. Încât ăsta pune, abia apucă să pună frână, pentru că nu... Dacă poate fi încadrată cumva la tentativă de omor, atunci, da, filmarea respectivă este luată în considerare de un judecător. Și nu se lasă doar cu permisul suspendat, e da. Mai complicat. Dar dacă nu este încadrată la tentativă de... Băi, dacă omori pe cineva, atunci filmarea devine valabilă. Asta zic, valabilă. Ne trebuie o victimă. Da, cineva trebuie să se sacrifice acolo. Trebuie să se sacrifice, a? Păi nu înțeleg altfel cum e. Așa este. Așa este legea în România și noi tot vorbim. Ia care sunt? Suntem vreo 12 pe care mergem pe sensul bun, care se sacrifică? Vezi, eu de fiecare dată când mi-am pus această întrebare, dar oare de ce parlamentarii noștri nu modifică legislația rutieră în așa fel încât să crească siguranța pe drumurile publice și cei care îi pun în pericol pe alți conducători auto să fie sancționați mai ușor? Ca să poată să doarmă ei pe bancheta din spate și să comită șoferul infracțiune. Cam ăsta a fost răspunsul de fiecare dată pe care l-am primit. Eu tot nu cred că este adevărat. Cred că parlamentarii noștri n-au timp, sunt ocupați cu alte lucruri mai importante. Adică de fiecare dată când am întrebat, dar de ce nu fac asta? Răspunsul a fost pentru că ei sunt primii șmecheri. Pentru că nu vor să dea un semnal.
pentru că ei și toți prietenii lor de prin județe sunt niște șmecheri care merg, încalcă toate regulile de circulație și că sunt trași pe dreapta, intimidează poliția și poliția n-are ce să le facă. De ce să năsprească, de ce să năsprească legile, legislația rutieră? Ei sunt primii care o încalcă. Asta este răspunsul care mi s-a dat. Și eu zic, nu putem generaliza. Eu nu cred. Eu cred că parlamentarii noștri ne vor binele. Nici eu nu cred. Cred că nu au avut timp până acum. Cred că nu au auzit că România este în top mortalitate pe șosele în Europa de ani și ani de zile. Cred că pur și simplu nu știu. Și poate că ar trebui să le spună cineva, dacă pe noi nu ne ascultă. Măi, nene parlamentar, oameni buni, oameni buni, faceți odată ce trebuie, astfel încât să ajutați și poliția să scoată de pe șosele oamenii care comit astfel de infracțiuni la codul rutier. Le spun infracțiuni nu în sens penal, da, da, ci în sens general, și care nu respectă restul lumii și ne pun pe toți în pericol. Faceți ceva, că nu este chiar atât de greu, nu? Voi vă imaginați faza asta în Germania undeva? Eu cred că se poate întâmpla și în alte țări. Serios, dar acolo adică vine poliția și te scoate de pe șosea pentru ani de zile. Un nemț, dacă vedea chestia asta, eu cred că leșina la volan. Serios. Nemții anunță la radio. Am primit mesaje alaltări când am dat știrea și ne-au spus transportatori că acolo, peste tot pe autostrăzi, sunt posturile alea de radio care ți intră pe frecvență și te anunță. Vezi că e un nebun pe contrasens. Vorbim mai departe și se întâmplă cu ăla ce-i fac autoritățile, nu vrem să știm. Nu, dar adică știm ce se întâmplă. În zonele respective, în momentul în care ieși din normele firești de circulație, toată lumea circulă normal. Și atunci, când începi să circuli anormal, ieși în evidență și atunci te scoate poliția din trafic pe loc. Imediat, pentru că ieși în evidență. La noi invers, toată lumea circulă anormal, și atunci tu, dacă încerci să mergi normal, ești ăla ciudatul care, ok, ce faci ăsta, mă, merge cu viteza legală? N-ai încercat tu să mergi ieri cu viteza legală prin oraș și enerva lumea? Da, da, era lumea supărată pentru că nu mă dădeam din, știi, cumva din fața lor. Ce, mă, mergi cu 50, dă-te, mă, de-n drum de aici. Și mai îmi place o chestie, adică am văzut că a luat-o unul, știi, pe contrasens și ceilalți s-au luat după el, da, știi? Da. Iarăși îmi imaginez chestia asta undeva în altă țară, știi? Neamțul, englezul. Ba, a luat-o unul, hai să mă duc și eu. Bă, stai puțin, că totuși, pune-te în locul lor. În locul tu cui? Care astăzi ai fost blocat în trafic și ai luat-o pe linia de tramvai. Da. Mergi pe autostradă și la un moment dat vezi o mașină, 2, 3, 7, 8, 20, 50 de mașini pe contrasens. Adică de la un număr încolo, poți să ai circumstanțe atenuante, că poate oamenii au întors, că au zis, bă, ceva se întâmplă, de merg toți ăștia pe contrasens. Acum tu... Nu, dar serios acum. Vin extraterestrii. Nu, tu mergi pe autostradă și la un moment dat încep să treacă mașini pe contrasens. Una, două, trei, 70. Ce faci? Mergi până la capăt să vezi ce se întâmplă, dar nu din curiozitate jurnalistică. Nu, cu sigur. Ești un cetățean obișnuit și nervos că e traficul aglomerat. Și vezi că se tot întorc mașini cu din drum. Cu siguranță nu mă întorc, îți garantez asta. Dar dacă în capătul ăla sunt extraterestri, e ca în Independence Day. Le faci și o poză. Tu te duci încolo, aiurea. Super reportaj, fac live. Deci, nu, în cel mai rău caz, trag pe dreapta undeva pe banda de urgență, cât mai aproape de margine, și mă opresc să mă lămuresc ce se întâmplă. Dar de întors pe autostradă și luat pe contrasens, nu, adică e sinucigaș, cum să faci asta? Bun, și întorci. Și repet, cât mergi în contextul în care vezi că sunt zeci de mașini care merg pe contrasens. Da, okay. Adică nu sunt doi nebuni. Cât mergi pe contrasens? 2 km, 5, 10? Nu te gândești că vin alții din că față? Că pe contrasensul ăla, pe sensul ăla vin totuși mulți. Bă, da, mă, pe ăștia de-aia mergeau pe margini. Pe margini, pe margini, pe lângă band, pe lângă aia de delimitare. Eu, din câte am înțeles, din ce am văzut, ei nu urmau să meargă zeci de kilometri. Ei voiau doar să iasă din... Practic să iasă de pe autostrada asta. E mult de mers, oricum. Da. Că nu sunt... Era ceva de mers. Eu nu zic, nu există justificare pentru ce au făcut primii oameni. Dar aia care au urmat... au circunstanțe atenuante. Uite, asta e filozofia lemingilor. Mă, dacă s-au aruncat primii 20-30 în prăpastie, e ceva. Mă, hai și noi. Lemingi, nu? Da. Auzi, dar poate erau vegetariani și veneau un hamburger spre ei? Sau... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.